Un nou flash mob a fost organizat astăzi de susținători și membri ai Partidului Șor la intrarea din spate a Parlamentului. Participanții la acțiunea intitulată Coridorul Rușinii Galbene au adus cu ei banere cu imagini care surprind intervenția poliției în orășelul Corturilor. Aceștia au scandat lozinci antiguvernamentale și au cerut demisia actualei conduceri a țării. Ca răspuns la solicitarea noastră de a comenta manifestația, purtătorul de cuvânt al guvernului a spus că într-o țară democratică toți au dreptul la proteste. Președinția a menționat că în Republica Moldova fiecare persoană se bucură de dreptul la libertatea de întrunire și de exprimare. Unii dintre participanții la flash mob au purtat bandaje care simbolizau folosirea forței de către poliție împotriva protestatarilor în timpul demolării corturilor duminica trecută. Nu am făcut nimic rău, nimeni nu s-a bătut. Da, băieții, tinerii s-au apărat. Cu ce drept i-au bătut? E revoltător. Nu sunt politician, sunt departe de toate astea, dar nu degeaba oamenii, în loc să muncească, să studieze, stăteau în corturile cele în frig, făcându-și rău pentru sănătate. Probabil nu întâmplător. Participanții flashmobului au cerut demisia conducerii țării. Nu este președintele nostru. Noi nu am ales-o. Cum tratează ea poporul, așa o vom trata și noi. Și vrem ca ea să-și dea demisia. Serviciul de presă al președinției a declarat că nu comentează acțiunea de protest de astăzi, menționând că în Republica Moldova fiecare persoană se bucură de libertatea la întrunire și are dreptul la libera exprimare. Purtătorul de cuvânt al premierului, Anastasia Taborceanu, a declarat, ca răspuns la solicitarea noastră de a comenta demonstrația, că poziția cabinetului de miniștri cu privire la proteste rămâne aceeași. Reacția guvernului rămâne aceeași într-un stat democrat. Toți au dreptul la libera exprimare și protest. După ce duminică, 16 octombrie, poliția a demontat corturile din orășelul Schimbării, luni prim-ministrul Natalia Gavrilița a scris pe conturile sale de pe rețelele de socializare că dreptul de a protesta nu înseamnă dreptul de a pune viața și sănătatea celorlalți în pericol și că instituțiile statului vor interveni profesionist, așa cum au făcut-o ieri, în limitele prevăzute de lege, pentru a ne asigura că asemenea manifestații se desfășoară într-un cadru civilizat, fără a genera instabilitate și haos. Potrivit premierului, cei care vor dori să transforme o formă legitimă de exercitare a unui drept fundamental într-o acțiune de destabilizare vor fi sancționați în strictă conformitate cu legea. Amintim că toate corturile din orășelul Schimbării au fost ridicate duminică seara de către polițiști și mascați. Potrivit forțelor de ordine, protestul s-ar fi desfășurat cu multiple încălcări. De cealaltă parte, organizatorii manifestației au depus o plângere la Procuratura Generală pentru felul în care au acționat oamenii legii. Unii manifestanți au fost luați pe sus, iar alții spun că după intervenție au rămas fără lucruri personale. Pe 17 octombrie, șeful statului Maia Sandu a declarat la o conferință de presă că salută intervenția mascaților. El a mulțumit forțelor de ordine pentru că au intervenit, așa cum spune ea, prompt, într-o formă calmă și au asigurat ordinea publică. Ulterior, 4 ONG-uri specializate în dezvoltarea democrației și apărarea drepturilor omului au condamnat încălcarea dreptului la libertate întrunirilor. Într-o declarație comună, acestea au cerut autorităților să acționeze în strictă conformitate cu legea și standardele internaționale în domeniul drepturilor omului. Instituțiile afirmă că ridicarea corturilor de pe trotuare și sistarea întrunirii a fost disproporționată și abuzivă. Și avocatul poporului Ceslav Panico a declarat că acțiunile de duminică ale forțelor de ordine prin care au fost ridicate corturile de pe trotuarul din scuarul Parlamentului și din fața președinției nu prezintă o justificare obiectivă și rezonabilă. El a cerut acum 2 zile Comisiei pentru Situații Excepționale abrogarea sau revizuirea deciziei privind desfășurarea protestelor. În reacție la solicitarea ombudsmanului, purtătorul de cuvânt al guvernului ne-a declarat că dreptul la întrunirile publice nu a fost în niciun fel restricționat.